Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Vom continua și cu seria tâlcuirea Sfântului Nicolae Velimirovici. Și iată că am ajuns la tâlcuirea crezului de care am pomenit adinauri. Am ajuns la cel de-al 11-lea articol. Deci am ascultat tâlcuirea Sfântului Nicolae referitor la Dumnezeu Tatăl și lucrarea Lui la Dumnezeu Fiul, care este Mântuitorul nostru, Cel care ne-a unit pe noi cu Dumnezeu, prin întruparea, moartea, răstignirea, moartea și învierea sa, în înălțarea sa la cer, ne-a dus firea noastră de-a dreapta Tatălui. Am ascultat articolul despre Duhul Sfânt și acum am ajuns la articolul despre biserică. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, tâlcuiri la crez, articolul al 11-lea, și într-una sfântă, sobornicească și apostolică biserică. Călătorilor, iată și corabia. Când a avut loc potopul, Noe s-a salvat cu ajutorul unei corabii tainice. Potopul nebuniei și al păcatelor durează încă. De aceea, iubitorul de oameni a construit o corabie a mântuirii. Întrebați de corabia sa și urcați de grabă în ea. Nădăjduiesc să nu fiți înșelați de multe alte corăbii colorate și împodobite pe din afară. Întrebați de puterea ei și de priceperea cărmaciului. Corabia lui Hristos are cel mai puternic motor și cel mai bun cărmaci. Acesta este însuși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atot văzătorul și atot puternicul. Să dea Dumnezeu să nu vă înșele nici cei ce vă atrag cu luntrile lor mici și noi care vă oferă una doar pentru voi. Aici Sfântul Nicolae se referă la multiplele denominațiuni neoprotestante care sunt cu mile, care fiecare pretinde că corăbioara lui e deosebită și că poți să te mântuiești sigur într-o corabie, ceea ce e foarte periculos. Chiar să treci oceanul sau marea pe o corabie mică. Drumul este lung și furtunile sunt primejdioase. Să dea Domnul să nu vă înșele nici cei care spun că de partea cealaltă a mării nu există altceva, un alt țărm, o lume nouă, că nici nu trebuie să vă pregătiți pentru a călători departe. Ei vă cheamă la pescuit în jurul țărmului. Atâta văd, atâta știu ei. Cu adevărat au pornit spre piezanie și vă cheamă și pe voi acolo. Nu vă lăsați amăgiți, ci întrebați de corabia sa, de corabia lui Hristos. Chiar dacă în ochii unora pare neatrăgătoare, ea este singură, trainică și sigură. Chiar dacă nu are multe semne colorate, în afară de semnul crucii, să știți că numai ea este adevărata corabie, numai în ea vă este viața în siguranță. În călătoriile pe mare, cea mai importantă este viața călătorului. Atunci când credeți că în Iisus Hristos voi, purtătorilor de Hristos, credeți în lucrarea sa. Lucrarea sa este biserica, corabia mântuirii. Cu ea călătoresc oștile celor mântuiți și a celor care urmează să se mântuiască. Domnul și-a întemeiat această lucrare a sa pe o credință tare ca stânca. După cum v-am spus și a vestit, pre această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui pe dânsa. Matei 16:18. Și într-adevăr, până acum ea nu a fost biruită și nu va fi nici de acum încolo. Biserica este numită trupul lui Hristos. Voi sunteți trupul lui Hristos, 1 Corinteni 12:27, zice Sfântul Apostol Pavel. De aceea biserica este singura, deoarece nu pot exista două trupuri pentru același cap. Iar Hristos este numit și cap al bisericii, 1 Coloseni 8:18. De aici un Hristos, un singur cap, un singur trup și o singură biserică. Dacă există și căderi și eresuri, de ce vă revoltați? Toate au fost vestite și prorocite. Așa cum un cărmaci iscusit prevede și anunță pe călători despre furtunile și primejdiile pe care au să le înfrunte, că trebuie să fie și eresuri între voi, ca cei lămuriți să se facă mai arătați între voi, 1 Corinteni 11:9, dacă
Un grup de călători din corabie își însușește o bărcuță cu care se lasă în mare pentru a naviga solitar, să vă pară rău, doar atât. Exemplul lor, disperat, este ca o aruncare a capului înainte spre pierzanie, să vă întărească credința în corabia mântuirii, care este una singură. Biserica este numită Sfântă. Cred că știți de ce este numită astfel. În primul rând, pentru că ea a fost înființată de către cel Sfânt, cel mai sfânt decât o Sfinții. În al doilea rând, pentru că Domnul a răscumpărat-o și a curățit-o și a întărit-o cu sângele său cel prea sfânt și prea curat. În al treilea rând, pentru că încă de la începuturi o conduce, o inspiră și o însuflețește cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În al patrulea rând, pentru că toți cei care fac parte din ea sunt chemați la sfințenie, despărțiți de tot ce nu este sfânt pe lumea aceasta, în care cresc și prin care călătoresc. În al cincilea rând, pentru că împărăția cerurilor este menită ca locaș veșnic. În al șaselea rând, pentru că acolo se află toate mijloacele date de Dumnezeu pentru oameni care se sfințesc și se pregătesc să fie cetățeni ai cerului. De aceea, iată, biserica este numită Sfântă. Biserica se mai cheamă și sobornicească. De ce oare? Mai întâi pentru că ea îi adună pe copiii Dumnezeului cel viu din toate țările, din toate neamurile și din toate limbile. Ea nu se limitează la o singură rasă, nici la un singur neam, nici la o singură țară. Ea este precum omul care stă la răscruce de drum și invită pe toți trecătorii la ospăț împărătesc. Matei 22 cu 9. Tot așa și Sfânta Biserică Sobornicească îi cheamă și adună la oaltă pe toți fiii și fiicele omului, invitându-i la mântuire. Și nu respinge pe nimeni, doar pe aceia care o resping pe ea și prin aceasta respingându-se pe sine. Aceasta este deosebirea dintre Biserica Noului Legământ, adică Noului Testament, a Totcuprinzătoare și Biserica Vechiului Legământ, pregătitoare restrânsă la un singur popor, era doar Biserica poporului evreu, ca și chip al Bisericii Universale care avea să vină. Sfânta Biserică se mai cheamă și sobornicească, deoarece nu este limitată nici de timp, nici de spațiu. Ea cuprinde nu doar pe toți cei credincioși de la Hristos încoace, ci și pe toate sufletele sfinte și drepte de la Adam la Ioan Botezătorul, pentru care Domnul a coborât în iad. Biserica se numește sobornicească pentru că ea cuprinde și pe cei vii și pe cei adormiți. Se mai numește sobornicească pentru că cei răposați fac parte din ea, la fel cum cei vii de pe pământ. Călătorii pe care corabia mântuirii a transportat pe un nod tărâm în împărăția veșnică și cei care abia acum îi duce sau pe care îi va duce mâine, toți sunt membri ai aceleași sobornicești biserici. Și astfel, biserica este numită sobornicească, că deoarece nu are limită nici de rasă, nici de limbă, nici de spațiu, nici de timp, nici de moarte. Dincolo de toate acestea, biserica este sobornicească prin învățătura sa, prin rânduiala sa. Sfânta Biserică este numită și apostolică. Este numită așa mai întâi pentru că apostolii lui Hristos au fost primii membri, primii martori oculari ai vieții și ai lucrării minunate a Fiului Dumnezeu pe pământ, dar și primii care l-au urmat. În al doilea rând este numită așa deoarece apostolii au rânduit-o și au răspândit-o în toată lumea. În al treilea rând, deoarece Sfinții Apostoli sunt primii care, după Domnul Iisus Hristos, și-a vărsat sângele la temelia ei. În al patrulea rând, deoarece apostolatul nu a încetat și nu încetează până astăzi. Apostolatul Bisericii se manifestă și în zilele noastre în două direcții. În misiunea sa apostolică în lume, cât și prin slujitorii săi, Biserica Dreaptă Ortodoxă
care păstrează neîncetat pecetea apostolatului. Biserica ca instituție nu trebuie să domnească, ci să slujească. Să slujească poporul lui Dumnezeu până la mucenicie, asemenea lui Hristos Domnul. Să sfințească sufletele oamenilor, să îndrume viața spirituală și morală a acestora. Să străducească. Să nu robească, ci să elibereze, deoarece toți oamenii sunt chemați la libertatea lui Hristos, la libertatea fiilor lui Dumnezeu. După cum este scris, pentru aceea nu mai e rob, ci fiu, Galateni 4:7. Și iarăși într-o slobozenie, dar cu care Hristos pe noi ne-a slobozit să stați, ci nu în jugul robiei, iarăși să vă cuprindeți. Galateni 5:1. Corabia mântuirii fiind, biserica lui Dumnezeu duce către împărăția nemuritoare a celor nu robi, ci copii liberi, fii ai împărăției. Și ce încărcătură mai prețioasă și ce destinație mai minunată poate fi decât aceasta. Iată credința celor curajoși și iubitori de oameni, pe care cu greu o primesc cei fricoși și singuratici. Plini de bărbăție sunt cei care au curajul să se ridice împotriva neorânduielii lor păgâne din sufletul lor și să aducă în locul ei rânduiala evanghelică. Iubitorii de oameni cărora le place să călătorească alături de alții, care își privesc tovarășii de drum prin prisma acelei veșnice lumini din depărtare, despre care vorbea când vorbea la tâlcuirea Duhului Sfânt, și care se bucură de cei din preajma lor ca de frații lor, ca de ei înșiși, la fel cum se bucură de acea lumină veșnică care îi luminează, îi mângâie și îi atrage. Cei curajoși și iubitori de oameni le place rânduiala din lăuntrul lor și din afara lor. Le place să se strângă astfel încât să facă loc și altora. Asemenea lui Dumnezeu, ei arde dorința ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoștința adevărului. Recunoscând măreția lui Dumnezeu cel viu, pe ei înșiși nu se prea măresc. Ei se privesc pe sine ca pe niște mădularele trupului Hristos, tainic și mare al bisericii, al cărei cap este însuși Hristos. Nu dau năvală, nu se înghesuie să fie primii, nu se tem de viața aceasta, nu se sperie de moarte, laudă faptele cele bune ale celor care călătoresc împreună cu ei, iar pe ale lor le țin neștiute. Astfel ei călătoresc în armonie, în rânduială, în bucurie, precum un stol de păsări spre ținuturile mai calde, împărăția luminii dumnezeiești și a căldurii părintești. Aceasta este credința voastră, o purtătorilor de Hristos, credința strămoșilor voștri, cei temerari și iubitori de oameni. Să fie atunci, dar, aceasta și credința copiilor voștri din neam în neam, până la sfârșitul călătoriei, până la limanul cel liniștit. Aceasta este credința de care nu trebuie să vă rușinați, credința ortodoxă mântuitoare. Într-adevăr, aceasta este credința oamenilor care poartă chipul lui Dumnezeu. Iar în ziua judecății, ziua răsplății, în ziua cea mare a dreptății lui Dumnezeu, când Hristos va judeca după dreptate, ei se vor numi binecuvântați. Amin. Vor fi izbăviți de potop, în corabia bisericii și duși la mântuire. Amin. Hristos a înviat.